În 2142, o sondă spațială își activează sistemul atunci când găsește pava navei Nostromo, nava din primul film Alien. Aceasta deschide o trapă și recuperează un obiect, care pare a fi organic, înainte de a zbura. Acest obiect este dus la o stație spațială, unde un grup de oameni de știință îl desface. Jumătate din obiect este luată pentru cercetare, în timp ce jumătatea lăsată în urmă se dovedește a avea în interior un extraterestru cunoscut sub numele de Xenomorph. Șase luni mai târziu, Rain vorbește cu un angajat al Weyland Yutani Corporation, care controlează această Reine îi spune că și-a îndeplinit cota de muncă și că ar trebui să fie liberă să plece. Cu toate acestea, funcționarul îi spune că din cauza lipsei de muncitori, ea nu poate pleca și va fi transferată la mină. Sistemul i-a actualizat cota, astfel că va fi liberată din contract peste 5 ani. În acel moment, Rain observă că fratele adoptiv, Andy, este bătut de niște golani. Ea aleargă pentru a-i speria și-l verifica pe Andy, care sângerează alb pentru că este androidă. Folosind un chip special, rein îl resetează pe Andy pentru a-l calma. Apoi îi primește un mesaj de la fostul ei, Tyler, care îi cere să vină la ea. Când frații ajung la nava lui Tyler, Corbelan, Tyler și familia sa, îi explică faptul că o navă spațială abandonată plutește în derivă deasupra coloniei. Această navă are mai multe camere de persom și dacă le salvează, ar putea scăpa în sfârșit de colonie. Ei vor ca Rain să li se alătură pentru că el poate aduce pe Andy, care se poate conecta la computerul navei și poate libera orice încuietori pe care le-ar putea întâlni. Curând, Corbelan decolează, iar vorul lui Tyler, Bjorn, le arată un truc ingenios cu bricheta. Nava se zgude mult din cauza furtunii în curs, dar odată ce reușește să zboare deasupra norilor, navighează fără probleme. Când în sfârșit găsesc nava abandonată, sunt surprins să descopere că este o stație întreagă. De asemenea, este mai aproape de inele decât credeau și au calculat că se va prăbuși în 36 de ore. Cu toate acestea, Tyler le spune să nu-și facă griji pentru că ar trebui să intre și să iasă în 30 de minute. Rain îl întreabă pe Andy dacă este sigur că vrea să continue, iar Andy spune că da pentru că are o singură directivă programată de tatăl ei, să o facă fericită pe Rain. Odată ce nava se conectează la stație, Tyler, Bjorn și Andy urcă la bord cu un scanner temporal, Andy își pune degetul în prima încuietoare și triul ajunge înăuntru, deși trebuie să se deplaseze printr-un pasaj foarte îngust. Gravitația artificială a stației trece printr-o purjare la fiecare câteva minute, ceea ce înseamnă că se pornește și se oprește constant. În cele din urmă, grupul părăsește pasajul și plutește într-o cameră în care găsesc capsulele. În acel moment, gravitația se oprește și Bion cade, așa că Andy accesează computerul stației pentru a porni alimentarea și a controla gravitația. Apoi controlează capsulele, dar din păcate descoperă că nu au suficient cum combustibil pentru a rezista călătorii de 9 ani până la cea mai apropiată planetă. Tyler rejectează capsulele pentru a le lua, în timp ce el și partenerii se merg să caute mai mult combustibil. Navarro, sora lui Bjorn, pilotează Corbelan și prea capsulele fără probleme. În timp ce Reina are grijă de sora lui Tyler, Kay, pentru că aceasta vomită, Navarro merge să verifice capsulele. Odată ce sunt singuri, Kay recunoaște că este însărcinată și cere lui Rain să păstreze secretul. În stație, trio-ul continuă să caute când deodată, aud o înregistrare care vorbește despre stație. La fel ca minele, aceasta aparține corporației Weyla Yutani. Stația se numește Renaissance și este împărțită în două părți, Romul și Remus. Picturile de pe confirmă afirmă că numele provin din celebrul mit în timp ce se uită în jur, Bjorn se enervează de prezența lui Andy pentru că urăște androizii, așa că îi dezvolă că Andy nu poate veni cu ei când pleacă. Tyler este trist să confirme acest lucru, explicând că planeta pe care vor merge nu permite androizii. Cu toate acestea, Andy spune că este în regulă, deoarece ceea ce este mai bine pentru Rain este ceea ce este mai bine pentru el. Câteva momente mai târziu, trioul ajunge la un laborator pustiu, dar activă. Bjorn găsește o bară paralizantă și în timp ce se joacă cu ea, aproape cade într-o gaură din pământ, dar Andy îl prinde la timp. De asemenea, ei găsesc un android avariat și observă că atât el cât și Gaura au fost distruse de un fel de scurgere chimică. Băieții continuă să meargă până când ajung la criocameră unde ușa se deschide doar pe jumătate. Spațiul este suficient de mare pentru ca ei să intre și descoperă că încăperea este inundată. Tyler și Bjorn încearcă să recupereze combustibilul din compartiment, numai că Bjorn și îngheață degetele în acest proces. În acel moment se declanșează o alarmă și ușa se închide, lăsându-i blocați. Andy încearcă să deschidă încuietoarea, dar nu poate pentru că este nevoie de o distanță mai mare. Computerul din camera vecină indică faptul că în criocamera se află extraterești înghețați, cunoscuți sub numele de Facehuggers, care încep să se trezească. Navarro și Reino au de decât să urce la bordul stației pentru a salva prietenii. Rain găsește androidul distrus și vrea să verifice dacă îi poate transfera creditările lui Andy. Androidul se trezește și încearcă să o atace pe Rain, așa că Navarro îi scoate rapid modulul pentru a-l opri. Fetele aleargă la laborator și le dau băieților modulul printr-o gaură îngustă de pe ușă. Tyler instalează modulul în Andy, care îngheață în timp ce se repornește. În acel moment, Face termină trezirea și ies din capsule pentru a se scunde în apă. O creatură îl găsește pe Bjorn și la apucă de picior, făcându-l să cadă. Apoi creatura îi sare pe față, dar Bjorn reușește să l smulgă și l-aruncă împotriva ușii. În același timp, Tyler se ferește de un facehugger în apă, dar mai apare unul care se urcă pe Andy, care face o săritură și ajunge pe Tyler, în timp ce acesta încearcă să și introducă apendicele în gura lui Tyler. Bjorn folosește bastonul paralizant pentru a face extraterestrul să cadă. Tyler inconștient cade în apă, în timp ce facehuggerul îl atacă pe Bjorn, care reușește să se apere. Rain încearcă să deschidă ușa cu forță, dar Navarro refuză să o ajute, pentru că este teamă că extraterestrii vor scăpa. Bjorn continuă să lupte cu extraterestri, în timp ce un facehugger se duce după Tyler, care acum se trezește. Din fericire, Andy se trezește și el și apucă extraterestrul de coadă pentru a-l ucide aruncându-l spre lumini. Apoi Andy atinge lacătul și de data aceasta ușa se deschide, așa că băieții scapă imediat. Din nefericire rămâne un gol, iar creaturile lucrează împreună pentru a o deschide din nou. Coarda de extraterești începe să urmărească pe oameni care fug într-o altă cameră și încuie ușa. Un facehugger reușește să treacă înainte ca ușa să se închidă și ajunge pe fața lui Navarro. Ceilalți se grăbesc să o ajute, dar este prea târziu. Feisagherul și-a pus coada în jurul gâtului ei. Dacă încearcă să o scoată cu forța, o va ucide. Spre șocul tuturor, Andy începe să explice că extraterestrul împarte oxigenul cu navara pentru a o menține în viață pare mai inteligent și mai puțin nervos decât înainte. Reina își dă seama că noul modul face asta, dar Randy oprește să-l scoată, spunând că a fost actualizat. El nu știe cum să scoată faceagerul în siguranță, așa că propune să pornească Androidul distrus. Îl conectează la computer și când acesta se trezește, se prezintă drept ofițerul științific Rook. Acesta le spune că ar trebui să o ucidă pe Navarro, deoarece creatura implantează un extraterestru în interiorul ei, așa că este prea târziu să o mai salveze. Se pare că această stație este nava care a găsit epava lui Nostromo și întregul său echipaj a fost ucis de xenomorf, care acum târnă mort de cablurile din gaură. Acidul său a fost și cel care a provocat toate pagubele. Ruca la stația după ce extraterestul a murit, dar era prea târziu. Atunci Rain are o Idee ar trebui să încerce să folosească lichidul crionic pentru a îngheța creatura. Tyler aruncă lichidul în extraterestru și de îndată ce coada acesta se slăbește, o îndepărtează de pe fața lui Navarro. Tyler încearcă să-l omoare, însă creatura scapă prin gaură din pământ. Toată lumea se bucură să vadă că Navarro este bine, dar Uke avertizează că există 60% șanse ca un extraterestru să fie în interiorul ei. Andy le spune celor din grup că nu ar trebui să o ia pe Navarro înapoi, așa că Bjorn îl lovește cu toiagul pentru a-l face să zboare. Reina rămâne să-l ajute, iar Bjorn profită de ocazie pentru a fugi cu Navarro. Deodată, Andy aude ceva și se grăbește spre coridor pentru a descoperi că Bjorn sigilează ușile. Andy apucă o ușă pentru a încerca să o țină deschisă, așa că Bjorn aleargă la următoarea și o închide rapidă. Acest lucru îi lasă pe Andy, Rain și Tyler blocați în stație. Navarro desprinde Corbelan din stație, dar înainte ca nava să ajungă departe, ea începe să se simtă rău. Ea folosește o lumină specială pe corpul ei și descoperă că are un extraterestru în interior, așa cum a prezis Rook. Apoi Navarro începe să aibă o criză și o creatură îi din corpul ei, omorând-o. Fără pilot, nava începe să piardă controlul și se izbește de stație, provocând o mare explozie când distruge un rezervor de combustibil. De asemenea, îi doboară pe chei și Bjorn. Nava continuă să plutească și intră în angarul stației, unde sparge o fereastră și provoacă un efect de vidă. Din fericire, ușile se închid la timp, dar acest lucru a destabilizat stația, care mai are doar 47 de minute, până se prăbușește pe inelele planetei. Rain și Tyler încearcă să găsească o modalitate de a traversa stația și de a ajunge la nava lor, dar când sunt pe punctul de a deschide ușa, găsesc o grămadă de facehuggers pe partea cealaltă. Între timp, Rook verifică computerul pentru a se asigura că ceva numit compusul Z01 este încă intact. Apoi cere ajutorul lui Andy, făcându-l să realizeze că noul modul i-a suprascris directiva. În loc să o ajute pe Rain, scopul său este să termine misiunea stației pentru Weyland-Yutani. Apoi Andy se reîntâlnește cu Rain și Tyler și le împărtășește câteva informații pe care le-a obținut de la Rook. Facehuggers nu pot vedea și găsesc oamenii prin simțirea temperaturii corpului lor, ceea ce înseamnă că ar putea crește temperatura din cameră pentru a se potrivi cu corpurile lor și a deveni invizibili. După ce Andy folosește termostatul pentru a obține temperatura dorită, treul începe să traverseze camera și trebuie să facă eforturi mari pentru a nu reacționa la cadavrele pe care le găsesc în fiecare colț. Pe Corbelan, Kay se trezește și pleacă în căutarea prietenilor ei. Pe un coridor, ea găsește pielea pe care a lăsat-o în urmă creatura, înainte de a face coconul care atârna acum pe perete. În acel moment Bjorn o găsește și o face să facă un pas înapoi, înainte de a introduce tija în cocon pentru a-l electrocuta, până când acidul distruge bastonul. Acest atac nu este suficient și coada creaturii iese pentru a-i tăia fața lui Bjorn. Acidul continuă să curgă și cade pe Bjorn până când îl ucide. În timp ce un oxenomorf începe să iasă din cocon, Kay se repede la ușă, dar nu o poate deschide, așa că îl sună pe Tyler. Acesta este încă în cameră cu Face Huggers, așa că trebuie să-i șoptească instrucțiuni. Kay reușește să găsească o cheie și deschide ușa pentru a fugi, înainte ca extraterestrul să ajungă la ea. Pentru că stă cu ochii pe creatură, cade de pe trapa Corbelan și cade puternic pe angarul stației. Tot zgomotul care vine prin microfoane îi alertează pe Face Huggers, care încep să sară la atac. Triol fuge imediat, iar Tyler aruncă o rachetă de semnalizare pe sol, astfel încât Facehugger să meargă după căldura ei. Trucul nu durează mult și curând îi urmăresc din nou, așa că atunci când Andy ajunge la ușă, începe să o închidă. Tyler și Rain trebuie să alerge foarte repede pentru a trece chiar înainte ca ușa să se închidă. Când Reynolds strigă pe Andy, acesta spune că a făcut calculele și știa că vor reuși. Cu doar 30 de minute înainte de prăbușire, aspersoarele se activează în angar și Kay se trezește. Îl aude pe extraterestru venind și se ascunde înainte ca acesta să o vadă. Creatura trece chiar pe deasupra ei și odată ce a plecat, Kay încearcă să ajungă la ușa angarului doar pentru a activa alarma. În acel moment, trio apare de cealaltă parte a ușii, dar Andy refuză să o deschidă. El poate vedea creatura așteptând, ceea ce înseamnă că o folosește pe Kay dremomeală. Rain îi spune că Kay este însărcinată pentru a apela la mila lui, dar nu funcționează. În curând, creatura se satură de așteptare și o ia pe chei. Rain furioasă îl pălmăiește pe Andy și îl întreabă despre directiva sa, așa că el îi spune că trebuie să aleagă ce este mai bine pentru companie. Apoi Andy face pe Rain și Tyler să urce în lift, în timp ce le spune că trebuie să termine misiunea pentru că aruc să deschidă ușa îngarului și să-i lasă să plece. Ei ajung într-un laborator și găsesc o capsulă plină cu un lichid ciudat. Ruca apare pe ecranul computerului și le spune că omenirea nu a fost niciodată menită să exploreze universul, deoarece corpurile lor nu pot face față, așa că Weyland Yutani a creat această stație pentru a studia extraterestrii și a folosit fluidele lor pentru a îmbunătăți oamenii. Acest compuzi 01 este lichidul negru văzut în Prometeus. Într-un videoclip se vede cum un șobolan este strivit aproape până la moarte, dar după ce oamenii de știință au injectat compusul, acesta s-a vindecat instantaneu. Andy a toate mostrele de compus și se pregătește să le ducă la colonie, dar Rain îl oprește când îl vede pe xenomorf. Apoi Andy a două puși cu puls dintr-un dulap și le dă lui Rain și Tyler, spunându-le să tragă doar dacă este absolut necesar, deoarece dacă creatura sângerează acid, va provoca o breșă în carenă. Treul părăsește laboratorul, fără să știe că videoclipul încă rulează. Se pare că șobolanul s-a transformat în creatura moartă pe care au văzut-o în cutie. Cu doar 20 de minute înainte de impact, treul începe să traverseze stația și găsește o mulțime de lichid xenomorf, ceea ce înseamnă că sunt mai mulți în jur. Când Andy aprinde luminile în coridorul următor, sunt dezgustat să vadă un cuib extraterestru. Andy și Rain vor să se întoarcă și să găsească al coridor, dar Tyler aude vocea lui Kay și se grăbește să intre în stup. Rain îl urmează și văd multe corpuri învelite cu substanța lipicioasă extraterestră, inclusiv pe al lui Kay. duo lo scoate afară și Andy apare pentru sublinia că ea nu a fost implantată încă, deoarece nu există niciun facehugger mort la picioarele ei. Pulsul este încă foarte slab, așa că Andy oferă o injecție compusă pentru a o ajuta. Înainte ca Tyler să o poată folosi, Rain îl oprește pentru că se teme de substanță și spune că fata ar putea supraviețui dacă o duc într-o criocameră. În acel moment au un xenomorf, așa că fug afară din stup într-o altă cameră. Acolo se află un alt xenomorf care încearcă să o înjunghe pe Rain cu coada, dar Tyler sare să o protejeze și este înjunghiat în loc. Apoi creatura folosește corpul lui Tyler pentru a lovi pe Andy și a-l incapacita înainte de a-l pe Tyler în stup, unde mai multe creaturi îl înconjoară și lucidă. Rain și Kay se grăbesc să intre în lift și reușesc să scape înainte ca extraterestrii să ajungă la ele. Cu toate acestea, Rain nu poate să nu se gândească la fratele ei, așa că o lasă pe Kay și mostrele la spunându-i să se întoarcă la colonia de pe Corbelan. După plecarea lui Rain, Kay își face griji pentru copilul ei și decide să se injecteze cu compusul. Cu doar 10 minute înainte de impact, Rain ajunge la stup și scoate modulul lui Andy înainte de la Reseta. Când acesta se trezește, este din nou el însuși. Xenomorfi se apropie și două fuge, dar rug refuză să le deschidă ușile pentru că ar putea pune complexul în pericolă. În timp ce reintrage trage cu furie în ecran, Ruc apare pe sistemul Corbelan și cere lui Casey de acces la navă. Rain dezactivează gravitația stației și începe să tragă în Xenomorfi. Acum sângele lor acid plutește în jur în loc să cadă pe carenă. Cu Andy ținându-l la pământ, rein împușcă fiecare creatură fără milă până când toate sunt moarte. Apoi doul începe să navigheze pe coridoare evitând cu grijă acidul, însă Rain aproape că se izbește de el, așa că trage cu pușca pentru a forța căderea. În cele din urmă, douul ajunge la puțul liftului și plănuie să urce, deoarece liftul nu poate funcționa fără gravitație. Andy face un salt, dar ei nu se poate mișca deoarece un xenomorf o apucă de picioară. Ea taie imediat brațul și începe să plutească în sus, neștiind că acidul a creat o gaură în ușă. Andy reușește să se agațe de scări, în timp ce Rein încearcă să recupereze pușca, care plutește departe. În acel moment gravitația trece printr-o purjare și Rein cade. Liftul se prăbușește și el, dar din fericire Rand îl prinde. Înainte să se prăbușească pe sol, un xenomorf apucă pe ren cu coada. În timp ce Rand se agață cu disperare de scări încercând să scape, lipsa de gravitație face ca tot acidul din coridor să cadă și să distrugă coca, creând un efect de vid. Acest lucru încetinește xenomorfii care urcă pe puț, în același timp în care Andy dă drumul liftului, care coboară cu mare viteză și strivește toate creaturile. Rain este în siguranță pe scări, iar când liftul ajunge la sol, acoperă gaura și oprește vidul. Din păcate, o creatură a rămas în puț și se apropie de Rain împreună cu un facehugger. În acel moment, Andy găsește pușca și coboară cu foc deschis, omorând ambele creaturi în câteva secunde. Computerul termină numărătoarea inversă și state începe să lunece pe inele. Andy și Reina ajung în sfârșită la navă și o găsesc pe King inconștientă. Reina activează media pilotul automat al navei și Corben la reușește să zboare din stație, chiar înainte ca acesta să se prăbușească complet pe inele. Apoi Reina o pune pe Kane în criopod și taie legătura cu stația, astfel încât râu să nu-și poată bate joc de ei. El este distrus când stația se prăbușește. Reina la doarme pe Andy, înainte de a începe să pregătească un criopod pentru ea. Ea observă un ecran care o alertează cu privire la semne vitale critice și deschide cealaltă capsulă pentru a o găsi pe chei țipândă. Se pare că compusul i-a sarcina și acum dă naștere unui cocon asemănător unui xenomorf. e imediat cordonul umbilical și le ia pentru a-l distruge, dar este nevoită să renunțe la el când vede acidul. Coconul se deschide, dezvolind un bebeluș înfiorător înăuntru. Acidul arde podeaua și coconul ajunge în cala de încărcare. Când Ava detectează că încărcătura a fost compromisă, oprește pilotul automat și îl schimbă pe manuală cu o rază înghețată în mână, Reina leargă la cala de marfă și găsește coconul gol, așa că începe să urmărească urmele monstruoase. În același timp, Andy se trezește și o verifică pe Kay, care produce o substanță asemănătoare a mucusului, în loc de lapte. Copilul e adult acum apare și lovește pe Andy, apoi se duce la mama sa pentru a se hrăni cu ea. Reina apare și încearcă să o atace, dar creatura o dezarmează rapid și o doboară. Raza de îngheț parte ejectează un fum înghețat care distrage atenția creaturii în timp ce Reina leargă înapoi la Andy, dar acesta este prea greu pentru a-l mișca. Ea vede creatura venind după ea, așa că Rain fuge singură și încuie ușa în urma ei. Temperatura scade foarte repede și în această cameră, așa că Rain își pune un costum spațial pentru a supraviețui. În timp ce creatura începe să forțeze deschiderea ușii, Rain sare în cală și începe să dezactiveze încuietorile manuale, cu intenția de a ejecta întreaga cal împreună cu monstrul. Ea deschide primele trei încuietori foarte repede, dar înainte să o poată face pe a patra, creatura o lovește. Rain observă coconul din apropiere și răstoarnă, lăsând acidul să topească podeaua. Costumul este atașat de navă cu frânghie, astfel încât să nu plutească departe, dar când începe să urce în apoi, creatura o apucă de cap și începe să-i spargă casca. Observând că se ține de compartiment cu coada, reintrage de frânghie și deschide ultima încuietoare, expulzând întregul modul al compartimentului și trimițând creatura la moarte când se prăbușește pe inele. Nava cade prea aproape de inele și senzorii reacționează la pilotul automat, așa că Rain reușește să urce înapoi în siguranță, înainte ca nava să zboare. Câteva momente mai târziu, Rein pune corpul lui într-o capsulă criogenică, scoțând modulul și promițând că îl va repara înainte de a intra și într-o capsulă, sperând că vor ajunge vii pe o planetă. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!